Vom face o mică incursiune prin viața dumneavoastră, dacă ne permiteți. Și aș începe cu perioada copilăriei petrecută în Șpălnaca, unde v-ați născut. Cum vă amintiți că erați dumneavoastră atunci când erați copil? Bine, în prima fază m-am născut în județul Alba, deci în comuna Șpălnaca, dar la 6 luni am fost, părinții mei s-au angajat la combinatul siderurgic Hunedoara și deja la un an de zile eram în Hunedoara. Copilăria a fost să te joci în fața blocului, fotbal, că asta era la modă și aveam foarte mulți prieteni, toți prietenii din blocuri, ne întâlneam și făceam echipe, jucam între noi. Eu am început cu basket. Fotbalul l-am început foarte târziu. La început ați fost basketbalist? Da, da. Cum da, așa? Da, da. Ce v-a pasionat? Aveam un vecin. Aveam un vecin care juca la o echipă de divizia B, care aveau și echipe de juniori. Și m-a luat la un antrenament și a început să-mi placă. Eram aproape cel mai bun în școală până la 14 ani la basket. La 14 ani am avut șansa să mă întâlnesc cu un om, un antrenor la școala sportivă Hunedoara de fotbal, care m-a rugat, că mi-a văzut că am calități atletice, eram destul de înăltuț, n-aveam forță, că eram slab. A zice, nu vrei să joci și fotbal? Și zice, da, haide să vii la un antrenor. Avându-l antrenor pe Lucescu la echipa mare, el m-a transformat la 18 ani din atacant în fundaș central. A văzut acele calități. Da, a zis, domne, uite-te, Ando, cred că ți se potrivește mai mult fundaș central. Cum vi-l amintiți pe tatăl dumneavoastră? Bine, venea la toate meciurile, mai dădea câte un sfat el care nu știa să dea cu piciorul minge. Mama dumneavoastră? Foarte rar venea la teren. Era genul de mamă care avea foarte mult grijă de dumneavoastră, se îngrijora dacă răceați. Da, 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 așa era mama. Țin minte tot timpul că mă aștepta duminică, era dulce. Se pregătea cu gogoși, cu langoși, cu ce se făcea atunci la noi, ce știai, pentru că banii erau foarte puțini pe vremea. Din păcate pe mama am pierdut-o de foarte, de tânăr în 84. La 24 de ani? Sau la 24 de ani. După, chiar s-a îmbolnăvit în timpul campionatului european din Franța, eu eram acolo. Am mai trăit când m-am întors, s-a operat, dar o lună de zile după campionatul european din Franța am pierdut-o pe mama. Era o boală care nu avea ce să faci, pancreatită, îi spunea noi, cum am un cancer probabil la pancreas. Că atunci spuneai pancreatită, am operat-o la Cluj și din păcate am pierdut-o. Cum ați primit atunci vestea? Pentru că 24 de ani erați încă destul de tânăr. Bine, e tragic. E tragic. Nu ți-e mama care... Băieții țin la mame. Eu țineam necondiționat la mama. Vă mai amintiți ce v-a zis poate ultima oară? Ultima vorbă pe care ați primit-o din partea dânsei? După ce m-am întors din Franța, de la campionatul european, am internat-o la Cluj să operăm. Printre ultimele vorbe, așa, după operație, mi s-a spus că șansele sunt foarte mici, 2-3-5%. Deci după operație am vorbit cu chirurgul Ionescu, care a operat-o, că nu uit asta. Am vorbit cu domn profesor. N-am avut curajul să-i spun, n-am putut să-i spun că operația a reușit, dar nu, sigur, șansele sunt mici. Da? Și printre ultimele vorbe am fost, sigur, să am grijă de mine. Nu eram căsătorit. Am stat 7 zile și o internat cu ea în spital atunci. Am stat cu ea în spital, oricum eram în vacanța mea. Era în vacanța după campionatul european, nu începusem pregătirea cu Dinamo. Ați dedicat după aceea goluri mamei dumneavoastră, având în vedere că erați încă la început de carieră, da, la 24 da. E cum să nu? Te gândeai tot timpul că ai fi vrut să se bucure cu tine când jucai bine, când jucai în echipa națională. M-a apucat să mă vadă pentru că am debutat în echipa națională în 81. Pe data de 7 martie 1979, în divizia A, debuta un fotbalist al cărui nume avea să fie pe buzele tuturor românilor mulți ani la rând. La doar 19 ani, Ioan Andone pășea încrezător pe teren și dădea startul carierei sale în prima ligă, îmbrăcând tricoul celor de la Corvinul Hunedoara. Presiune, emoții,
Dacă erai... Ați avut o superstiție? Ați făcut-o cu Nu. Superstiție nu. Nu, n-am avut superstiție. Am zis, intru, mi-a spus ce trebuie să joc. Cum a fost prima întâlnire cu domnul Lucescu? Ce impresiv. Bine, ne-a mergea un tip citit. Știa să vorbească, un pedagog extraordinar. Asta era una din marile lui calități. Efectiv, te învăța să mănânci, te învăța, îți dădea tot ce trebuie ca să fii profesionist. Ne-a dus la teatre, ne-a dus la biblioteci, se preocupa de școală. Eram între 14 și 16 jucători din lotul lui Corvinu, eram la Institutul de Subingineri. Efectiv, ne controla dacă mergem la facultate. Sacrificiile făcute și munca asiduă și-au spus cuvântul și astfel destinul lui Ioan Andone avea să-i surâdă din nou. La doar 23 de ani ajungea fundaș central la una dintre cele mai puternice echipe din România, Dinamo București. Nea Ando, cum îi zic prietenii, debutează în tricoul roșalbilor și pune umărul la una dintre cele mai mari realizări din istoria clubului din Ștefan cel Mare. Câștigarea campionatului, a Cupei României și parcursul până în semifinalele competiției europene, Cupa Campionilor Europeni. Cu Ando în componența primului 11, Dinamo a eliminat echipe precum Hamburg SV, campioana Europei în titlu, sau Dinamo Minsk, campioana Uniunii Sovietice, însă i-a fost blocat parcursul în semifinale de către o superputere a Europei, FC Liverpool. E bine, Liverpool era cu... A și câștigat Liga Campionilor. A și câștigat atunci Liga Campionilor. Deci după ce ne-a eliminat pe noi, a jucat cu Roma la Roma. Și au câștigat la Roma. Ce ați simțit când practic la 23 de ani dumneavoastră jucați în cea mai puternică competiție atunci, în fața unor echipe uriașe? Eu în general am fost un tip de jucător în care m-am mobilizat extraordinar. Provocările, mi-au plăcut provocările viață. Ca și antrenor de fel, nu acceptam să pierd. Eram orice ce aș fi făcut ca să câștigăm meciul. Cum? Orice ce... Erați bătăios? Da. Eram un tip care nu știam să pierd. Eram agresiv, eram... Bine. Făceai tot ce trebuie ca echipa să câștige. Asta se întâmpla pe teren, însă care era viața dumneavoastră în afara terenului? Cum vă odihneați? Cum petreceați? Că aveați 23 de ani. Da, deci unul din cei mai buni prieteni ai mei, uite-te, a fost Lăcătuș. Deci Lăcătuș care, da, ieșeam după meciuri împreună cu soțiile la restaurant. Erau câteva restaurante preferate. Lido, la CCA, la Casa Centrală Armate, unde cunoștea el, la restaurantul chinezesc. Cam astea erau restaurantele, la Dorobanț, unde ieșeam după meciuri sau a doua zi după meciuri. Ai făcea și o petrecere așa ca între bărbați? Nu prea făceam pe vremea, n-aveai timp. Efectiv, n-aveai timp să te distrezi decât iarna și vara între campionate, pentru că erau cantonamentele foarte multe. Însă, ce ar fi fost viața lui Ioan Andone fără unele dintre cele mai importante persoane din viața lui? Simona, femeia care întotdeauna l-a susținut și l-a înțeles, alături de care are un mariaj de peste 30 de ani, și Mihnea, lumina ochilor lor. M-am dus la Deva, undeva am ieșit în Deva, eram două zile libere, nu știu cum le-am avut liber, și am cunoscut-o într-un cerc de prieteni. Ce v-a atras prima dată la dânsa? Bine, nu știa nimic de fotbal, curios. Din prima clipă am plăcut-o, nu? Stai că să mai văd. Nu știu cum ea, dacă m-a plăcut din prima clipă, am fost cu tupeul, cum să zice. Erați mai curajos. Da. Da, bine. Și aia nu era o timidă, mai ales că stăpuse 5 ani la facultate în București. Cunoștea, după aia a venit la un meci. A venit și ea, am invitat-o eu la un meci, i-am spus dacă are treabă prin București când vine, uite numărul meu de telefon de acasă, că atunci așa erau, că n-aveam mobile. Și, da, bine, a continuat relația. Ne-am căsătorit în 85. Ați crezut sau ați gândit că va fi soția dumneavoastră încă de când ați văzut-o? Că relativ 2 ani au trecut, da, din 83 până în 95. Mă, nu m-am gândit de la început, știi? Te-am zis, domne, trebuie să ai un feeling, să te înțelegi, să alea. Dar a durat puțin prietenia, a durat și ne-am gândit. Cum v-a înțeles soția dumneavoastră viața de fotbalist? Pentru că nu este o viață ușoară. Are un fel de a-ți da liniștea necesară, că fotbalul e o nebunie, e un tumult, ea tot timpul m-a potolit. Și asta mi-a prins bine. Am fost și eu prost în viață, că știi cum e, să mai întâmplă, am făcut și la un meci, dar ea a dat echilibru familiei. Mă liniștea. Azi că urmează celălalt. Nu își dădea cu părerea. Mai zicea, ai jucat bine. De unde știi tu că ai jucat bine? Și începea dialogul. Mult fotbal nu se discută la noi în casă. So you can keep...